Brățări electronice pentru bolnavi de COVID. Începând de vineri 15 iulie, persoanele infectate și aflate sub ordin de izolare la domiciliu vor fi obligate să poarte brățări electronice, anunță autoritățile sanitare din Hong Kong prin această măsură se dorește ca persoanele infectate să nu încalce regulile și să nu își părăsească locuințele în mod prematur, a declarat secretarul de stat pentru sănătate în cadrul Guvernului Regiunii Administrative Speciale Hong Kong. Acesta a mai precizat că autoritățile din domeniul sanitar vor introduce culoarea roșie pentru codurile QR ale persoanelor infectate în aplicația lor mobilă Live Home Safe pentru a le împiedica accesul într-o serie de locații și de a asemenea, va fi implementată înregistrarea cu numele real în aplicație Scrie Acer Luni, Hong Kong a înregistrat 2611 cazuri confirmate de COVID-19 transmise local și 252 de cazuri importate conform datelor oficiale. De la debutul programului de vaccinare în masă în februarie anul trecut, aproximativ 6,75 de milioane de persoane sau 92,8% din populația eligibilă din din Hong Kong au primit cel puțin o doză de vaccin anticovid-19, în timp ce peste 6,47 de milioane sau 89% din populație eligibilă au primit două doze. Până luni, 65,2% din persoanele eligibile din Hong Kong au primit a treia doză de rapel, în timp ce un total de 169.429 de persoane au primit a patra doză, potrivit datelor oficiale.